Slătoată lumea bună, eu vă zic o bună. Dragii mei, vreau să vă felicit cu ajunul marii noastre sărbători creștini ortodoxe, cu ajunul sărbătorii de Paște. Vreau să vă felicit cu această mare sărbătoare, vreau să vă doresc la toți pace în suflete, dragoste în inimi, căldură în viața voastră și cu liniște în casele și în familiile voastre. Eu vă întind pe toți. Stați oameni buni acasă de sărbători, la maximum posibil. Evitați întâlnirile în grupuri mari, pentru că această vară care iată vine, depinde acum de aceste zile de sărbători pe care noi le vom petrece. Așa că vă rog foarte frumos, stați acasă, stați doar cu familia și evitați locurile aglomerate. Dar noi, atelierul Acuart, ca niște gospodari adevărați, am pregătit ouăle pentru Paște. Și vreau să vă prezint ce minunăție am făcut noi astăzi. Vă le prezint, vreau să ne spuneți cum vouă, poate prin grupul ăsta sunt gospodini, sunt doamne, domnișoare, poate voi, bărbaților, să ne arătați cum fetele voastre, soțiile voastre au pregătit ouăle pentru Paște, dar noi vă arătăm cum le-am pregătit noi pe ale noastre. Să facem un challenge de asta, să vedem cine și cum și-a vopsit ouăle. Iată, acestea sunt ouăle făcute la AquaArt, personalizate la AquaArt. Deci avem diferite culori. Astea sunt ouă care noi să le ciocnim de Paște, fiecare din noi. Ia uitați-vă, așa, dintr-o glumă, dintr-un... Hai să încercăm cum va fi, cum va ieși. Și aceste două sunt de lemn, dar acestea sunt ouă normale pe care noi o să le ciocnim acum de Paște. Este culoarea verde, care însemnifică primăvară, semnifică înnoirea naturii. Normal că am făcut și ouăle roșii, care semnifică sângele lui Iisus Hristos. Și așa o fantezie. Am dat drumul la fantezie ca să facem așa niște ouășoare acum de această mare sărbătoare. Așa că eu vă îndemn pe toți, arătați cine și ce ouă și cum le-a vopsit. Un Paște fericit! Ne vedem deja după sărbători. Pe curând, aveți grijă de voi și un Hristos a înviat. Pa, pa!